Bine ați revenit! Întrebarea pe care urmează să o analizăm se numește Logică și numere. Profesorul de logică cheamă trei elevi în fața clasei și le mânează câte un plic închis. Pe cei trei îi cheamă Ana, Bogdan și Cristina. Apoi le spune așa: în fiecare plic am pus o hârtie pe care am scris un număr întreg pozitiv. Singura informație pe care vă dau despre aceste numere este că suma lor este 14. După ce vă veți uita în plic și veți vedea fiecare numărul pe care l-ați primit, veți putea să vorbiți, iar exercițiul se termină atunci când unul dintre colegii din bănci știe care sunt numerele voastre. Toate trei. Cei trei au deschis plicurile și fiecare a văzut ce număr are. După câtva timp, Ana le-a spus celorlalți doi: eu știu că numerele voastre sunt diferite. Apoi Bogdan a spus: eu am știut acest lucru înainte ca Ana să vorbească. Cristina a spus: nu știu ce numere avem, există două soluții. Și Ana a mai vorbit odată: suma numerelor fetelor este mai mică decât numărul lui Bogdan. Cred că trebuie să spun de la început că problema noastră are o soluție unică numai dacă interpretăm într-un anumit fel ceea ce spune Bogdan. Dacă respectăm întru totul logica, rămânem cu două soluții posibile. Să vedem. Din ceea ce spune Ana rezultă că numărul ei este impar. Pentru cei care nu înțeleg de ce, voi spune că trei numere pot fi sau toate trei pare, sau toate trei impare, sau unul impar și două pare, sau unul par și două impare. Dar numai în două dintre aceste patru cazuri, suma celor trei numere este un număr par, în cazul nostru 14. Cele două cazuri sunt par, 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 respectiv par, impar, impar. Rezultă că dacă Ana ar avea un număr par, ceilalți doi ar avea fie amândoi numere pare, fie amândoi numere impare. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să aibă același număr. Dar dacă Ana are un număr impar, unul dintre ceilalți doi trebuie să aibă un număr par, iar celălalt un număr impar. Iar un număr par n-are cum să fie egal cu un număr impar, așa că celelalte două numere trebuie să fie diferite. Și acum ajungem la punctul nevralgic. Faptul că Bogdan a știut imediat ce și-a văzut numărul, că numărul lui este diferit de cel al Cristinei, ar putea fi interpretat ca însemnând că el a știut de cum și-a văzut numărul că toate cele trei numere sunt diferite, caz în care, evident, nici numărul lui nu putea fi identic cu cel al Cristinei. Pentru ca existența a două numere identice să fie imposibilă, numărul lui Bogdan trebuie să fie odată impar, pentru a elimina posibilitatea ca Ana și Cristina să aibă același număr, dar asta nu ajunge, deoarece nu elimină posibilitatea ca numărul lui să fie egal cu unul dintre celelalte numere. De pildă, dacă Bogdan ar avea numărul 5, Ana ar putea avea tot 5. Știm că ea are un număr impar, caz în care Cristina ar avea numărul 4. De aceea, pentru a fi sigur că nu există două numere egale, numărul lui Bogdan nu ajunge să fie impar, el mai trebuie să fie și mai mare sau egal cu 7. Și în acest caz nu mai poate exista alt număr egal cu al lui, pentru că 7 plus 7 este deja 14. De asemenea, numărul lui nu poate fi 13, pentru că nimeni nu poate avea 0. Profesorul a spus că toate numerele sunt pozitive. Deci Bogdan poate avea unul dintre numerele 7, 9 sau 11. Aici trebuie să fac o observație. Dacă, după ce a aflat că Ana are un număr impar, Bogdan ar vedea că numărul lui este 11, ar ști deja care sunt cele trei numere, pentru că există o singură soluție. Ana 1, Bogdan 11, Cristina 2. Dar Deoarece profesorul a spus că exercițiul continuă până când cineva din bancă știe numerele, Bogdan nu este obligat să spună că știe care sunt numerele. De aceea nu-l putem elimina pe 11. Deoarece Ana și Bogdan au numere impare și numărul lui Bogdan este mai mare sau egal cu 7, Cristina trebuie să aibă unul dintre numerele pare 2, 4 sau 6. Și din nou trebuie să fac o observație. Dacă Cristina ar avea numărul 6, după ce i-a auzit pe Ana și Bogdan vorbind, ar ști care sunt cele trei numere, pentru că din nou ar exista o singură soluție, și anume Ana 1, Bogdan 7, Cristina 6. Dar, din nou, deoarece profesorul a spus că exercițiul continuă până când cineva din bancă știe numerele, ea nu este obligată să spună că știe care sunt cele trei numere. Și de aceea nu îl putem exclude pe 6. Acum să vedem ce variante există. Dacă Cristina are numărul 2, există 3 variante ale soluției, cele pe care le vedeți. Dacă are numărul 4, există 2 variante. Iar dacă are numărul 6, există o singură variantă. Dar Cristina spune că există 2 variante, așa că acum știm că numărul ei este 4. Iar când Ana vorbește a doua oară și spune că suma numerelor fetelor este mai mică decât numărul lui Bogdan, din cele 2 variante rămase, una singură îndeplinește această condiție, și anume Ana are numărul 1, Bogdan are numărul 9 și Cristina are numărul 4. Am aflat, deci, ce numere au cei trei, dar nu uitați, am interpretat într-un anumit fel ceea ce a spus Bogdan. Am presupus că el a știut, atunci când și-a văzut numărul, că toate cele 3 numere sunt diferite. Toate. Dar ne dă voie oare logica să facem această presupunere? Nu. Din punctul de vedere al logicii, nu avem voie să presupunem că Bogdan ne-a comunicat că toate cele 3 numere sunt diferite. Pentru că el spune: am știut acest lucru, referindu-se la afirmația Anei, care spune că numărul lui este diferit de cel al Cristinei. Atât. Așa că ceea ce știm cu siguranță este că Bogdan a fost sigur doar de faptul că numărul lui era diferit de cel al Cristinei, dar nu știa că toate cele 3 numere sunt diferite. Și în acest caz, el poate să aibă orice număr mai mare sau egal cu 7, nu doar numere impare. Bineînțeles, nu poate avea 13 sau 14, cred că e clar de ce. Dar poate avea oricare dintre numerele 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Gândiți-vă că dacă are oricare dintre aceste numere, numărul Cristinei n-are cum să fie egal cu numărul lui. Dar numărul Anei, în cazul în care Bogdan are un număr par, poate să fie egal cu cel al Cristinei. De pildă, în cazul în care Bogdan ar avea numărul 8, fetele ar putea avea amândouă numărul 3. Să analizăm lucrurile în cazul în care Bogdan are unul dintre numerele 7, 8, 9, 10, 11 și 12. De data asta, Bogdan poate avea și numere pare. Și atunci Cristina poate avea și numere impare. Poate avea oricare dintre numerele 2, 3, 4, 5 și 6. Variantele posibile sunt acum cele pe care le vedeți. Dacă Cristina are numărul 2, există 3 variante. Să nu uităm că Ana are un număr impar. Dacă are numărul 3, există 2 variante. Și dacă are numărul 4, există tot 2 variante. Dacă are numărul 5, există o singură variantă și dacă are numărul 6, din nou o singură variantă. După cum vedeți, acum, după ce Cristina spune că există două soluții, rămân 4 variante, cele corespunzătoare cazului în care Cristina are numărul 3 și cele corespunzătoare cazului în care are numărul 4. Și Ana vorbește a doua oară, știind că numărul Cristinei este 3 sau 4, spunând că suma numerelor fetelor este mai mică decât numărul lui Bogdan. Prin această afirmație, Ana le spune de fapt celorlalți că are numărul 1. Pentru că dacă ar avea numărul 3, ar exista cazul în care Cristina are 4 și atunci suma numerelor fetelor ar fi egală cu numărul lui Bogdan. Deci știm acum că Ana are numărul 1. Dar degeaba știm acest lucru, rămân două variante. Ana 1, Bogdan 10, Cristina 3 și Ana 1, Bogdan 9, Cristina 4. Așa că elevul din bancă s-a grăbit, nu putea fi sigur că știe toate cele 3 numere, pentru că există două variante posibile. E adevărat, șansa ca Ana să aibă 1, Bogdan 9 și Cristina 4 să fie varianta corectă este mai mare, deoarece aceasta este varianta și pentru cazul în care Bogdan s-ar fi referit la faptul că știa că toate numerele sunt diferite. Dar nu putem ști cu siguranță că aceasta este varianta corectă. În concluzie, avem o soluție unică numai dacă presupunem că afirmația lui Bogdan ne dă mai multă informație decât conține cu siguranță, ceea ce, după cum ați văzut, poate duce la concluzii greșite. Pentru că, până la urmă, există două soluții ale întrebării noastre, i-am menționat aici pe toți cei care au reușit să găsească cel puțin una dintre ele. Sper că vă va plăcea întrebarea de azi, pentru că e, după câte știu, originală și se referă la un lucru despre care se discută mai puțin, dar evident nu vă pot spune acum despre ce-i vorba. Un om locuia în apropierea unei căi ferate de mare viteză. În acest desen puteți vedea o schiță aproximativă în care apare casa omului și calea ferată. Pe porțiunea pe care o vedeți, trenurile se deplasează cu viteza de 600 km pe oră. Puteți observa că locul în care se găsește casa este aproape de o curbă a căii ferate. Ceea ce nu se poate observa este că după curbă, atât de o parte cât și de alta, calea ferată are porțiuni foarte lungi în linie dreaptă. Deși nu se vede în acest desen, terasamentul este protejat cu gard, atât de o parte cât și de cealaltă, așa că nici oamenii, nici animalele nu pot să ajungă pe linii. Dar uneori coboară păsări pe calea ferată și în astfel de cazuri, locomotiva are voie, mecanicul bineînțeles, are voie să fluiere, dar nu mai lung de 5 secunde, pentru a nu-i deranja excesiv pe cei care locuiesc în acea zonă. Într-o zi, cel care locuia în această casă a dat compania de transport feroviar în judecată, spunând că locomotivele fluieră de multe ori mai lung de 5 secunde și cerând daune pentru deranj. La proces, el a spus cam așa: noi locuim în zona unei rezervații pentru câteva păsări ocrotite de lege. De aceea se întâmplă destul de des ca locomotivele să fluiere pentru a speria păsările de pe calea ferată. Dar pentru că am observat că de multe ori fluieratul ține mai mult de 5 secunde, m-am hotărât să înregistrez sonor trecerea trenurilor. Am procedat în felul următor. De câte ori auzeam că se apropie trenul, fie dintr-o parte, fie din cealaltă, îmi pregăteam telefonul și din momentul în care trecea prin dreptul casei mele, porneam înregistrarea. Am reușit să surprind într-o săptămână 5 cazuri în care locomotivele au fluierat și în 3 din aceste cazuri, fluierăturile au ținut în jur de 7 secunde. Deci mai mult decât este permis. Și pot să dovedesc acest lucru pentru că am adus aceste înregistrări și le pun la dispoziția instanței. Experții au studiat înregistrările și au ajuns la concluzia că nu erau trucate. Într-adevăr, în cele 3 cazuri, fluieratul a durat de 2 ori în jur de 6,6 secunde și odată chiar 7,2 secunde. Cine credeți că a câștigat procesul? Vom vedea săptămâna viitoare. La revedere!